Probabil mulți din generația mea am sărbătorit primul Crăciun, prima amintire a nașterii Domnului Iisus Hristos în condiții de sărăcie. Poate sărăcie materială și sărăcie spirituală. Apoi au apărut evenimentele din 89, când s-a schimbat societatea și, în mod inevitabil, ne-am schimbat și noi. Unii au ajuns să fie mai bine din punct de vedere material și, în mod inevitabil, și sărbătoarea Crăciunului a devenit o sărbătoare mai bogată, mai luminoasă, cu mai multă bucurie. Sigur, poate la mulți lucruri în afară, dar nu prea multe lucruri înăuntru. Sufletește nu s-a schimbat foarte mult sau poate la unii chiar s-a schimbat în sărăcie și am devenit mai goi, mai nemulțumiți, mai pretențioși. Anii au trecut și uite că anul acesta, 2020, ne-a dus în sărbătoare într-un mod deosebit. Acum, poate că unii ne gândim la cei dragi care au plecat și nu ne-am așteptat la aspectul acesta, alții trăim cu o anumită teamă în suflet, unii sunt prinși de îngrijorare, familia nu mai poate fi împreună așa cum a fost altădată, mă refer la familia lărgită, nici adunările, nici oamenii la închinare din biserică nu mai pot să fie în sărbătoare ca altădată. În contextul acesta pe care nu l-am ales noi, așa l-a hotărât Dumnezeu, stăm și ne întrebăm, oare mai putem sărbători cu adevărat? Oare mai putem avea bucurie în sărbătoarea aceasta? Este adevărat, toți știm că la nașterea Mântuitorului ni s-a spus că va fi o mare bucurie pentru întreaga generație, pentru tot poporul. Și am văzut an după an cum Dumnezeu a dus bucurie în sufletul multora, dar nu a fiecăruia. Pentru că bucuria nu ține doar de venirea Domnului Iisus Hristos, ci bucuria ține și de relația noastră cu El, de atitudinea noastră față de darul lui Dumnezeu. Ce vreau să vă spun în sărbătoare? Vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos a rămas același, că promisiunile Lui sunt aceleași, că El poate să vindece sufletele rănite, El poate să lege răni, El poate să aducă împreună oameni care au relații stricate și că sărbătoarea aceasta nu ține în primul rând de ceea ce avem, ci ține în primul rând de relația noastră cu El, dacă-L avem pe El sau nu în sufletele noastre. Îmi doresc din toată inima ca sărbătoarea aceasta să fie o sărbătoare a bucuriei. Poate, spuneam, nu avem suficiente motive din punct de vedere pământesc, omenesc, dar dacă ne uităm înspre Dumnezeu, dacă ne întoarcem privirile spre El, dacă vom recunoaște și în această sărbătoare că El, Dumnezeu, atât de mult a iubit lumea că l-a trimis pe singurul lui Fiu și dacă viața noastră și bucuria noastră vor fi legate în primul rând de Domnul Iisus Hristos, de mântuirea care ne-a adus-o, atunci chiar putem trăi cu bucurie în sărbătoare. Bucurați-vă de familie, bucurați-vă de cei dragi, bucurați-vă de ceea ce aveți, dar nu uitați, în sărbătoarea aceasta să vă bucurați mai mult decât orice de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El nu este doar sărbătoritul trecutului, El poate fi sărbătoritul prezentului și El este speranța noastră, îndădejdea noastră pentru viitor. Ce spunea Apostolul Pavel este adevărat. În Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl și-a pus tot pachetul Lui de binecuvântări și pentru viață și pentru veșnicie, ceea ce înseamnă și pentru această sărbătoare. Bucurați-vă în sărbătoare, dar bucurați-vă de Iisus Hristos și prin vedere și prin nădejde. Să aveți sărbători speciale cu Fiul lui Dumnezeu trimis în lume pentru salvarea și slăvirea noastră.